ședință ordinară în data de 31 iulie. 2. Litera A și articolul 243, aliniatul 1, OG numărul 57/2019, privind codul administrativ, precum și a dispoziției primarului Comunei Urechești, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, care se va desfășura în sediul Cămilul Cultural Urechești, cu următoarele proiecte de ordine de zi. Începem. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 31.07.2020. Cine este pentru? Nu pentru, mă scuzați. Haideți, de privat sau? Nu. Da, dacă suntem sunteți de acord pentru proiecte care sunt înscrise astăzi pe ordinea de zi. Votul pentru? Cine este pentru? 13 din 13 consilieri? Da. Vreau să confirm faptul că din 13 consilieri aleși sunt toți prezenți. Acum. Trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.06.2020. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, domnul viceprimar? Da. 12 voturi pentru. Procesul verbal din 29 iunie a fost aprobat. Domnul Prăvă a fost absent motivat. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 13.07.2020. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voturi pentru. Procesul verbal din 13 iunie aprobat. Da. Punctul 4. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din date de 27.07.2020. Cine este pentru? 27 iulie, da? Da. Domn președinte, sunteți pentru, da? Pentru, da, am difuzut o ogă. Nu, da, nu, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Procesul verbal din 27 iulie. Da, am făcut o procesul verbal. Secretarul, îmi permiteți. Am avut pe ordinea de zi și cu canalizarea și am avut o discuție cu domnul primar, da. Eu cu domnul Porumbion, da. Referitor la diametrul conductei de canalizare, mi s-a părut că este prea redus. Și eu atunci m-am abținut și vă rog frumos să mă... Să vă consemnez să nu și prenunț. Da. Voi consemna mențiunea dumneavoastră. Trecem mai departe. Acum, vă rog din partea domnul președinte, pe procedură, ceea ce ați afirmat dumneavoastră trebuie să se consemneze în procesul verbal de azi, nu să se modifice procesul verbal da, care da, ni s-a dat nouă. Da, domnule. Da, da, da. Deci va relata un alt proces verbal. Vă rog, domnul președinte al comisiilor, să prezinte avizele. Vă rog, domnul... Comisia juridică aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Doamna Dragu Luminița. Comisia economică aviz favorabil pe toate proiectele. Și Comisia cultelor aviz favorabil. Deci toate pe Comisia a acordat aviz favorabil. Da. Bun. Acum să începem proiectele care au loc astăzi pe ordinea de zi. Dau citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Urechești de Bacău pentru trimestrul 2 anul 2020. Vă rog, dacă poate domnul vice sau domnul secretar, să va trebui să fie domnul primar sau doamna contabil, pentru că e vorba de finanțe. Aveți majoritatea consilierilor, aveți în față. Dacă îmi permiteți vă rog, domnul. Să afirm câteva cuvinte din partea domnului primar, da. În discuțiile avute, totul de execuție prezentat în fața Consiliului Local, reprezintă reflectarea bugetului local al Comunei Urechești și execuția bugetului, așa cum a fost aprobat în hotărârea de Consiliu din luna februarie, dacă nu înșel, da, bugetul local al Comunei a fost aprobat pentru anul 2020. Deci, în anexele prezentate dumneavoastră, în materialul de față, se reflectă atât veniturile efectuate în trimestrul al doilea, cât și cheltuielile. Să vădem.
Da. Dacă sunt colegi care o să înscrie la cuvânt pe această temă. Vă rog. La execuția bugetară. Domnilor? Dacă nu-i nimeni, aș înscrie, domnul secretar, dacă nu-mi permite. Nu mă mai uit pe și știu de rost. Am avut deci de la bugetul local, când se face, sunt și niște obiectivi, achiziții, șantiere în lucru și bugetul pentru bunare și desfășurarea comunității și a instituției locale. Vreau să văd așa o hârtie separat. Știți că noi aveam niște obiective acolo. Până la data de 30 iunie, era, de exemplu, trebuia să achizim niște sume pentru un proiect. Să plătim proiectantul. Sau pentru să achiziționa ceva și s-a făcut sau nu s-a făcut. Deci, trebuia o hârtie atașată cumva la acest proiect, domnule secretar, dumneavoastră, cu domnul vicepreședinte. Să-mi se arate explicit în fața noastră. Domnule, am avut obiectivul ăsta, am dat de 30 iunie, mă mai repet încă o dată. Trebuia să achităm, așa scrie acolo, suma de 350.000 de lei pentru un proiect. Să vedem dacă s-a achitat sau nu s-a achitat, ca să știm și noi. Au mai fost precedente când s-au refăcut. Deci a fost la bugetul 2019 problema cu pancartele astea de inscripționare, intrare și în localitate, după care s-au repus pentru bugetul anul 2020. Acum aș vrea să știu, s-a achitat, nu s-a achitat? Sau o lumea de la capăt pentru 2021 și tot așa ne trezim cu fel de fel de proiecte, multe proiecte și nefinalizate sau neachitate. Sunt foarte multe, chiar am și discutat în ședința de atunci, că erau toate pregătite până în 30 a 6-2020. Era vorba de alegeri, în fine. Bun, nu mai vorbim despre asta. Deci asta vreau să... Am specific. Am înțeles. Deci, practic, aici ni s-a prezentat bugetul, niște foi din buget, care le știm. Și atât, da. Să vine, uite, domnule, la capitolul cutare, la nivel administrația publică. Deci să vedem și noi, domnule, suntem în regulă, suntem am achitat, pornim la drum, în continuare. Trimestrul 3 și trimestrul 4. Asta vreau să văd. Da, nu s-a văzut. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, pe execuția bugetară, să punem la vot. Cine este pentru? Domnul Dogaru. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru, da? Da. Cine se abține? Abține numărul numărătoare. Păi, ba da, sunt 1 și 2. Deci 10 voturi pentru și abține 3. Mai eu dau un alt geam. Deci, cine a votat pentru? Mie mi-a ieșit numărătoarea de 10 voturi. Văd acum 4 abține. Cine se abține? Nu iese. Păi, domnul Mareș, vă abțineți? Da. Și domnul Porumb, ați votat pentru sau vă abțineți? Nu, domnul Porumb n-a votat. Da? Atunci 9 voturi pentru și 4 abține, da? Deci 9 voturi pentru, 4 abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Mă abțin deoarece știu sigur cum s-a dus la îndeplinirii de ceea ce este de fapt acolo. Exact. De același motiv și eu. Păi, dar noi întrebat... Noi votăm tot timpul aici, venim, votăm proiecte, dar nu s-au realizat nimic. Și așa că n-are rost să mai ridicăm mâna degeaba. Votăm eu. Pentru de abținere. Pentru abținere. Dar până acum am votat proiectele și le-am votat degeaba. Contul de execuție nu e aceeași treabă, dar eu reflectă, nu e aceeași treabă, nu. Problema este că eu nu mă pricep bine la chestiile astea și mă abțin. Deci s-a votat? Ne-a putut separat și să realizează, dar nu pot. Tot dacă ne aduce cifre, nume și voi la bar n-avem și nu se doamna Luceanu, bun. Trecem la următorul punct, care se află la punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea minorei Botez Miruna în cadrul lotului național de gimnastică.
Dacă îmi permiți, domnul secretar, să dau eu citire acestui proiect, deoarece eu sunt... Amânăm un pic acest proiect de hotărâre și veți exprima votul, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. Domnul secretar, eu am propus ceva. Hai să punem de la vot. Dacă se pune la vot și consiliul consilie, am spus să amâne pentru una viitoare. O pui la discuție din cauza că sunt de asta ce nu domnul Vici, da, și v-am și explicat, dacă nu la luna care domnul secretar, vreau să mă și eu, să pun la vot. Te rog frumos, ia să se mai să pun la vot, eu am și o treabă asta. Cum să pun la vot cine? Dacă se tine acord, s-a amânat pentru una viitoare. N-ai și dacă apuim, ăsta ce s-au mai fost amânat. Domnule, am un dotator de prezente care o respect. Și este el și baza financiară a comunii. Da. Așa, nu până la zicare cu jurul comitoare. Poate nu am luat de bani. Aici au fost, nu, domnul secretar. Dumneavoastră, dacă e, ori face direct, să avem un acolo, orice pentru adoptarea... Domnul consilier. Să facă un concurs. Deci, ceva dacă ne supunem cum vrei, așa facem, ne-am băgut jocul. Nu se poate treaba asta. Pentru adoptarea acestui proiect, se va pune la vot. Executa votul secret. Da. Domnul secretar, vreau un test pune la vot, la eu. Cu ce? Cu treaba asta. Cu amânare. Cu amânare. Nu există amânare. Dar ce? Domnul există. Atunci plecăm domnul, domnul Dogaru, vă rog. Domnul. Aveți cuvântul. Bă, dar suntem rădăneau. Dar chiar ca așa. Domnul Dogaru, v-ați scris acum. Acum oare și gata, ce care era cuvântul? Domnul președinte, nu vă supărați, a discutat prea mult până acum și a discutat cu un de subiect. Proiectul de vedere privind alegerea asta cu copilul ăsta. Da. Cu suma asta de 10.000 de lei. Problema e 1000 de lei, 1000 de lei, trimestrial. Problema e alta. Începe anul școlar în 2020-2021. Nu asta, în ce sens vă referiți? Fata pleacă la cursuri la Constanța. Nu cursuri, nu, nu sunt cursuri. Domne, fata antrenamente. Domne, fata e în ce clasă? Dar nu e vorba de clasă, e vorba de fata. Fata vechința minora este în locul național al gimnastică. Domnul Pisecaru, fata e la școală, domnule. Da, normal la școală. Fata este la școală. Dar nu comentăm că face gimnastică, asta e altceva. Da. Dar este la școală. Păi pentru gimnastică. Începe, începe anul școlar sau nu începe? Nu începe anul școlar, nu se abocheze anul școlar. Doamne, nu mai căutați numai... Doamne, te rog frumos, când ai vorbit am tăcut. Căutați numai... Te rog frumos, când ai vorbit am tăcut. Începe anul școlar sau nu începe? Deocamdată în România nu s-a stabilit nimic, Ministerul Învățământului n-a stabilit nimic. Când începe forma de începere și cum începe. Deocamdată noi proiectul rămâne valabil, îl lăsăm în discuție și luna care vine și luna cealaltă, îl luăm în discuție, când începe anul școlar știm exact copilul ce face. Mulțumesc, domnul consilier, da. Mă mai dați voi un cuvânt? Nu mă opri, doamna Brinceanu. Dacă era proiectul de la PNL, s-a aprobat cu majoritatea. Așa a fost proiectul propus de domnul Brisecaru, de la PSD, că asta a fost întotdeauna. Noi întotdeauna am aprobat proiectele care au fost pentru comună, pentru drumuri. Și mi s-a spus că suntem mână în mână cu dacă domnul Vici, de astea domnul așa. Și acum pentru un copil, bateți eu n-am spus, doamne. Nu începe școala. Poți nu. Să nu începe școala, nu. Domnule, dar începe școala. Școala nu începe și votarea se face. Nu și școala nu începe. Nu se știe dacă se votează, doamne. Ai răbdare. Pentru un copil. Ai răbdare. Aveți răbdare. Domnilor consilieri. Deci, campionatul sau antrenamentele la gimnastică așa. Se fac în exclusivitate fără, față de programa școlară, care o face fiecare elev. Deci, copila asta, când va participa cu COVID, fără COVID, o dată sau de două ori, deci ea va participa la antrenamente. Ei va trebui echipament exact. Pentru antrenamente. Deci noi, de fapt, ce votăm prin acest proiect? Prin acest proiect votăm ca să susținem un copil financiar pentru a se echipa. Că programul nu îl facem noi de antrenament, cu școală sau fără școală. Deci ea se va duce. Domnul Dogaru, nu mă întrerupe. Ce rog frumos. Păi, eu ți-am respectat, da, am lăsat. Deci relevanța nu este cu programul de școală, cu nu. Nu, noi vrem să ajutăm financiar sau să propun să ajutăm financiar un copil care participă la antrenamente pentru echipamente și eventual, eu știu, alte cheltuieli de deplasare. Deci,
Haideți să nu mai invocăm fel de fel de motive. Domnul rău, am crezut. Da. Domnilor colegi, îmi pare rău că s-a ajuns la o asemenea discuții când este vorba de un copil care vrea să performeze, să aibă un viitor în viață și cu care, la rândul nostru, care vom mai fi și vom mai trăi, să ne mândrim de rezultatele lui. Așa că, în momentul ăsta, dacă acest copil merită să primească un sprijin material, ceea ce multe primării din țară fac, este un lucru foarte frumos din partea noastră. Sunt urâte negativările privind această situație. Hai să punem, să ne așezăm toți la masa comună și să spunem un da frumos și civilizat pentru un copil care merită așa ceva. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Sunt foarte puțin. Adică, ce talent? Unde un copil din ăsta care are, într-adevăr? Și ne împiedicăm noi că noi la poții. Faci noi dacă am înmormântat 6 persoane în 1 ianuarie, după 3 ianuarie. Ce, ca nu vă mai luați din morți, ai doar lăsați-i acolo. Dar s-a mai dat mai pentru sportiv, cu nume, cu prenume, cu rezultate și mai mult duci mândrii. Deci vă toate numai așa, nu mai... Păi, dar nu, dar... Da, ce tăi, să... Domnilor colegi! Haideți să trecem la următorul punct. Domnul președinte. Nu mai permite. Domnul președinte. Nu mai permite. Tăi n-o să fiți numai spune. Eu consider că dumneavoastră ați înțeles ce am vrut eu să spun. Ei, am înțeles, dar ai luat-o prea repede. E prea repede înainte. Cu proceduri și cu... Bun. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de pre-colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație. Și sunt două cifre care noi ne-am întrebat cu litere mari A, E plus IP, luând în calcul cantitatea programată de la mia de tone, legatar. La contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport, deșeurile municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015 și actul adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 06/05/2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 lei per tonă fără TVA la 1414,47 lei per tonă. Dacă domnul vice că dumneavoastră... Nu, numai un pic. Să ne scrie, vă înscriți la cuvânt pentru... Da. Eu cred că e foarte bine. În caz de la tonă, la ora actuală, la nivel de localitate, suntem sfocați cu tonarul. Este foarte mult gunoi care au depurit oamenii în fronteană de alea și cu 2.400-2.600 de tonă erau foarte mult. Cred că în miliarde, cred că lună, cam cu, o spui, la 200 de milioane era foarte mult, 200 de milioane. Și că la oameni se încasează nimic. Că scade acum la 1.400 e foarte bine. Deci am venit pentru noi primăria. Și pentru comunitate. Mulțumesc. Ai cuvântul domnul Mărcuț Vasile, pe acest punct. Pe acest punct, domnul președinte, eu văd că este binevenită această reducere. În schimb, întrebarea este, dacă s-a făcut această reducere, taxa de la populație nu trebuie și ea diminuată? După cât am înțeles, nu. Nu. Și e corect? Păi e corect. Să spuneți și corect. Să spuneți și corect, acum. Fiindcă noi la populație încălzări să punem pe an cam 1 miliarde ceva, și noi plătim 2 miliarde. Și cred că e corect. Oamenii nu duce pe să punem pe lună 9 kg de gunoi. Omul pune pe lună 30 kg, 40 kg. Așa, liberă. Bun, și deci diferența asta poate să reiasă de ei. Să poate că noi poate să poate primăria banii ăștia. Rămâi pe banii de la populație. Da, deci nu mai așa banul nostru și intră... Rămân în preț. Bun, să mai scrie cineva? Bun, supun la vot, dar trebuie să vină și domnul secretar. Cine este pentru? Numărul tău. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Din 310 consilieri prezenți, 310 pentru. Acum vine consilierul și spune că nu am... Deci că mi-e secretarul, hai să alegi președinte de ședință pentru una viitoare, că așa până eu. Acum, da, vă mulțumesc. Avem punctul 9, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Eu propun pe domnul Lungu, că nu a fost de oasă lucrătă. Cine? Domnul Lungu. Da. Deci domnul Dumbrăveanu Vasile propune pe domnul Lungu Viorel. Dacă mai sunt propune. Nu. Trecem la vot. Cine este pentru propunerea domnului Dumbrăveanu? Ca domnul Lungu să fie
președinte în ședință luna august. După numărătoarea care am făcut-o, 210 voturi pentru, o abținere pentru dâns este propunerea. Vă mulțumesc. Am să fie domnul secretar. Avem un punct. Păi da, să zic că fă o ordine de rău. Acum ai acolo, domnul Vișnu. Unde e vârstul? Este acolo. Ordine de mobilă scrie. Avem punctul 10, diverse. Avem pe domnul Vici aici. Dacă sunt colegi care vor să se înscrie. Domnul Ciobanu Bogdan, vă rog. Sunt, dar eu. Da, din câte am auzit, da. Domnul Vici zice că deja se apucă băieții de canalizare. Și vreau să vă întreb, domnul Vici, da. Această firmă care începe canalizarea, e aceeași? Sau, cum să mai spun eu, e firmă exact ca ăștia care fac șanturile acum și asfaltarea? Nu, nu, nu. Păi, eu vă întreb și vă spun această întrebare, pentru că firma asta care face șanțele, nu au oameni, nu au cufrage, nu au scânduri, nu au roabe, unul se îmbolnăvește numai din el altul. Aia cu asfaltul la fel. Domnul Bogdan, ia o discuție. Vreau să mă lăsați să vă spun și eu urmă să mi-a explicat. Acum să dea Dumnezeu să inițieze această lucrare, dar ne dorim să și finalizăm. Nu să începem când vin votările alea. Domnul Vici, vă rog frumos. Deci, așa s-a întâmplat mereu. Din păcate, la noi, la Comuna Ureche, se începe, nu se termină. Aduce 10 mașini să vadă țăranul că, vezi, Doamne, începe în canalizările. Trei ței de aruncate peste gard. Sau peste șanța acolo la biserică. Că ne dorim din tot sufletul să facem, să se lucreze. Domnul Bogdan, eu am de discuții chiar cu patronul. Așa dumneavoastră a spus că am eu v-am spus și eu. Băi, eu v-am spus și că vreau prins. Domnul zic, aveți personal pierdut pe casa? Fiindcă toată vă de firmire, să vă fiați la persoană. O firmă serioasă, o firmă serioasă, nu vine într-o comună și adună toți bieții, că au nevoie la muncă. I-a spus că are oameni care sunt la Zăgoana, care are oameni care se duc la comune. S-am dorit, dar în patru ani alte lucruri. Să ne voie oamenii aia lor acolo, pentru că poate cu personal din localitate, să facă niște lucruri, să are lucruri de calificat, să poată face. Deci o firmă serioasă, dacă vă sunt, cine-i poate lui? Cei pe lumea. Dar trebuie să zici la mici poate. Finalizăm proiectul în 2020. Domnul Vavoia, i-am întrebat simplu. I-abia scrieți locuri de muncă pentru oamenii din comună și adunat locuri de muncă. Dacă vreau oamenii să viau locuri de muncă, bine, dacă nu vreau, pleacă. Mai multe nu știu. Eu asta am văzut, vă întreb să dea Dumnezeu să înceapă, să termine, să finalizeze. Mergem în ritmul ăsta, domnul Vici, exact ca și cu asfaltul. Deci am secretar. Domnul secretar, procedura de vot începe. Deci, procedura de vot, după cum observați, v-am înaintat proiectul. Fiecare dintre dumneavoastră s-a avut mintea să mergeți în cabinet de vot. Așa. Procedura. Cine votează? Da. Votul se exprimă în felul următor. Pentru se taie cuvântul care este nu, împotriva lui. Da. Și cine este împotriva, taie da. Adică, deci răspunsul neîmpotrivitul tăie. Pe poștigare de fiezi. Vrei nu, da? Care nu, nu, care da, da, cum o dai? Păi, care, stai, stai, care, da, care, care este pentru, taie, nu, care este împotrivitul taie, da. Da. Deci care este pentru, taie, nu, care este mix. Aveți fix? Iar care este împotrivă, împotrivă taie, da, tot un mix. Deci votul valabil da. Care nu deci e și la răspunsul da. Care îl dorești tu... O să am rugăminte da. Să îl împachetați, da. După care se va începe... Ăla care-i tăiat, ăla care-i tăiat nu-i valabil. Nu-i valabil. Stai să duc cine a... Te repede dinainte, a? Să-l depozitați în urmă aici. Urmă. Domnul Domnul. Păi ce e acasă, că e,
Să nu observați în jurul. S-a dus tot înapoi. Păi de acolo avem multe urme, știi, să puteți să vă trebuie pe urmă. Mai mult ca mine. Păi de acolo, știi să vă trebuie pe urmă. Aia, păcă ne veni, mă. Da, puteți merge și în cealaltă urmă, nu-i problemă. Aș vrea să-mi dăm jos. În cealaltă urmă. Să ia dintre eu. Să 10 ani, bun. Să-ți vă grăbiți, da? Grăbiți, da. Mai bine cu vătăt cu pic sau altul. Înseamnă pentru, da? Da! Da! 3 da, voturi pentru cu da. Așa. 4 voturi pentru cu da. 5 voturi. Da. Pentru. Un vot împotrivă. Ce v-am găsit? Că nu știu care vot, urmă. Ce v-am găsit? Încă un vot cu da. Deci, cum am împotrivit? Normal. Următorul vot da. E gata! Un vot anulat. De opțiune omului. Un vot împotrivă. Un vot pentru. Un vot pentru. Și ultimul vot împotrivă. 9. Deci. 9 da. Pentru. 9. Nu, avem așa. 1, 3, 2, 3. Din partea mea. 6, 7, 8, 9 voturi, domnul președinte, 9 voturi pentru, da? Da. Deci... 2, 1, 2, 3 voturi împotrivă și un vot a fost anulat. A fost un joc. Motivat de faptul că s-a încercuit și s-a tăiat ambele opțiuni. Deci este nul. Gata, da? Le voi... Da. Ce e bine? E gata de piață. E la fol de piață, da? Ce care e? Mai o să fie. Mai o să fie. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat prin vot secret, au 9 voturi pentru,
trei scrutinări și un vot anulat. Să terminați ședința, să nu, avem diverse. Aici o diverse cu Bogdan. N-a fost diverse, altul cu Bogdan. S-a întrebat. Ați terminat domnul Ciobanu? Da, da. Ați terminat domnul Ciobanu. Doamna Vrânceanu, să vă mai pun o întrebare, poate să da, mă pun eu aici. Da, dar vreau să pun o întrebare, doamna Vrânceanu. Da, doamna Vrânceanu. Domnul Vice, dacă sunt foarte mai îndreptați în nouă drumul, mă dar nu îndreptați. Vă opinii că ea s-au făcut găuri de la ploi, mă dar îndreptați-le, așa se mai mează cetățenii cu mașinile și cu plătește impozite. Nu plătesc degeaba impozitul. Da, dar nu plătesc degeaba. Cum ai spus un primar și așa va. Păi, nu dreptați-mă, că mai aduceți o mașină de piatră, cât costă? Costă exagerat de mult, așa? Nu fără atâta. Costă propria lege, nu mai faceți campanii, mai prostiți lumea aia la fiat. Dar domnul Vici, domnule, domnule, să faceți treabă și faceți treabă, domnul Vici. Face, să dea Dumnezeu să facă canalizarea, dar nu chiar trebuie. Deci nu e niciunul împotrivă. Să-mi dea Dumnezeu să se înceapă, să se finalizeze. Domnul Bogdan, domnul Bogdan, domnul Bogdan, nu vreau să vă spun mai multe, vă zic, o să facă și asfaltarea, vă spun eu, o să facă și o trebuie canalizarea, să faci și asfaltarea acum, până în august, adică acolo face. Și asta dintre patronii respectiv nu-i treaba mea. Domnul Vici, dar nu s-a oprit la corneția lucrare, de ce s-a oprit? Poftiți? S-au certat între patroni, între ei și au plecat. Eu nu-ți devin, nu-ți devin eu și altul ei. Am adus altă firmă care își iubit treaba, altceva. Doamna Luna Argos vine o altă firmă și continuă treaba. Doamna, nu-ți devin eu, măi, doamna, dacă este certat între ei, devin eu. Nu le-am luat mai la eu, și eu. Doamne, dă-mi Dumnezeu să vină să finalizeze treaba. Da, nu v-am spus că și vă repet, aveți cuvântul, eu o să continui. Da, mașina. Da. Vă mulțumesc pentru proiectul care am rugămintea președinții comisiilor, specialitate să efectueze votarea. Hai, lăbiți, adevărat.